Vineri și sâmbătă, în fața unui public numeros, aproape 100 de tinere gimnaste de la peste 20 de cluburi din întreaga țară au luptat pentru cucerirea titlurilor naționale individuale la gimnastică. Sportivele de la CNS Cetate Deva au câștigat 10 din cele 20 de titluri naționale puse în joc, la două din cele 4 categorii de vârstă, la junioare 1 și junioare 2 nivelul 4. Noi niciodată nu ne-am propus să ieșim în evidență la categorii mici, gen junioare 3 sau chiar 4, să ieșim în evidență prin rezultate spectaculoase în această parte a carierei sportivelor la acest moment. Ne interesează un lucru și cu rezultate pe termen puțin mai lung, la junioare 1, evident, și cu scopul de a promova în loturile naționale, așa cum am dovedit-o și până acum, zicem noi. La junioare 3, nivelul 3, devencele au ocupat locurile 17 și 18 prin Larisa Ilie și Alessia Matu-Cocea, iar la junioare 3, nivelul 4, pozițiile 22, 23 și 26 prin Ștefania Ciobanu, Daria Decebal și Iulia Jetaru, iar medaliile au venit în întrecerile de junioare 2, nivel 4 și junioare 1. Titlurile au fost câștigate de doar două sportive, Denisa Golgote la junioare 2, nivelul 4 și Olivia Câmpian la junioare 1. Cele două gimnaste de la Deva au câștigat titlurile atât la individual compus, cât și la toate cele patru aparate. Olivia Câmpian a cucerit toate cele 5 titluri puse în joc la individual compus, fiind urmată de colega sa de club, Alisa Botnaru. Celelalte devence, Carmen Ghiciuc și Adela Florea, ocupând locurile 4 și 9. Sportivele de la CNS Cetate au dominat și finalele pe aparate, săriturile fiind specialitatea casei, cu podium integral Devean, Câmpian, Botnaru, Ghiciuc, Florea, ocupând locul 8. Carmen Ghiciuc a fost a doua la paralele, iar Alicia Botnaru a șaptea. La bârnă, situația s-a inversat. Aici Botnaru a urcat pe podium, cucerind medalia de bronz, iar Ghiciuc a fost pe locul 6. Alicia Botnaru a mai ocupat un loc 3 la sol, foarte aproape de medalie fiind și Carmen Ghiciuc, care a terminat a patra la acest aparat. Eu fac parte din generația antrenorilor care nu acceptăm să nu fim pe podium. Mai mult de atâta, n-are sens să mai comentăm. Da? Atâta timp cât voi activa în gimnastică, voi pregăti gimnaste care să urce pe podium. În mod ideal pe cea mai înaltă treaptă, conjunctural ne mulțumim cu podiumul, oricare ar fi acela, dar obiectivul este mereu locul întâi. În total, gimnastele de la Deva au cucerit 16 medalii.